Mersi mult! Bună ziua la toți! Bucuros că avem așa posibilitate să ne conectăm. Astăzi eu am decis să fiu împreună și cu soția. Suntem în birou și a fost un motiv de a ieși din casă. Așa. În primul rând, Ruslan, vreau să-ți mulțumesc pentru ceea ce tu faci, pentru inițierea acestui proiect. Oameni cu misiuni, încercăm să ne expunem viziunile, părerile, încercăm să vedem ce putem face împreună, să tragem niște concluzii împreună, să vedem ce facem mai departe. Așa, și cu asta tu ești foarte, foarte bravo. Așa, sunt foarte bucuros că te cunosc, suntem în e-club împreună. Așa, bravo și tot așa să mergem înainte, dar cred că unele concluzii o să trebuiască să le mai tragem, dar permanent noi tragem concluzii și încercăm să învățăm din ele. Haideți acum să avem o oră la dispoziție, să vedem ce putem face, ce putem să ne împărtășim. Eu astăzi o să vorbesc așa, trei puncte de reper, trei părți componente a discuției noastre cu voi. În primul rând, o scurtă prezentare a mea, a noastră, așa, după care o să vorbim, o să comunic, o să vorbesc, o să încerc să-mi spun punctul meu de vedere despre unde suntem noi acum și de ce noi am ajuns așa acum, aici. Așa, și punctul 3 să vedem ce am putea face. Așa. Deci începem de la punctul de introducere. Dacă așa, în câteva cuvinte, deci am absolvit Academia de Studii Economice, 95-2000, două facultăți. După aceea, exact, fiind încă student, am startat cu... Deci toată viața mea de business, eu am deschis magazine. Dacă vorbim până... Eu am făcut așa un număr, nici nu știu exact câte, dar aproximativ ar fi undeva vreo între 65-70 de magazine. Prima au fost vreo 5 magazinași care noi eram studenți, magazine alimentare de oprire, magazin Olympiacos, sunt și acum încă așa. Am început cu primul în orășelul studențesc pe Florilor, unde noi învățam. După aceea, noi acolo eram angajați într-o companie, în compania Moldacom. După ce am absolvit Academia cu doi colegi de grupă, am startat Linela, aceasta a fost în anul 2001 și până în 2014, când noi am vândut Linela, noi am deschis undeva în circa 30 ceva de magazine. După care am continuat cu Dulcinela. Și Dulcinela, la moment, tot am deschis vreo 30 ceva de magazine. De ce 30 și ceva? Pentru că, da, ultimul magazin are numărul 33 în Bacău, dar noi, începând de astăzi, în România am sistat activitatea, pentru că acolo restricțiile sunt mai mari, lumea stă mai strict în casă, nu circulă, nu. Dar și poate că și noi nu suntem atât de cunoscuți acolo și nu am văzut că nu este sens economic să continuăm activitatea și pe perioada cât o să fie restricțiile, carantina sau situații excepționale, am luat decizia să sistem activitatea. Aici, pe loc, în Moldova, noi activăm. Vânzările noastre au scăzut undeva, per total, pe companie, undeva vreo 70%, magazine de undeva minus vreo 50 și ceva de procente, dar cel mai tare a fost afectat partea de torte la comandă, undeva vreo 90%. Știți, dar oricum pentru mine încă avem vreo 10% la torte la comandă, deci lumea chiar necât încă stă acasă, mai fac anumite... nu evenimente, dar fac zile de naștere sau niște momente mai micuți care le fac în familie. Dar noi le livrăm și de ce oamenii sunt spune? Da, și noi le livrăm. Avem cu mâini și de psihotare ca să fie livrați aici pe loc. Așa. Deci asta cu activitatea antreprenorială până acum. Am mai făcut studiile în Slovenia, în 2007, masteratul l-am făcut.
Încă o chestie care putem să vorbim, care e o chestie de suflet, ca și multe altele care Ruslan le face ca oameni cu misiuni, luptătorul luminii la Ruslan ce este noi. Doi ani în urmă, cred că, da, un an jumătate sau doi ani în urmă, împreună cu soția, am startat așa un proiect împreună cu organizația de tinerilor antreprenori GCI. Așa. Am startat un proiect de împărtășire experienței noastre antreprenoriale și de viață cu antreprenori un pic mai tineri ca noi. Și am startat un program educațional care noi l-am numit programul True, Armonia Sistemelor, unde noi am încercat să ne spunem, expunem părere referitor la ceea că succesul în viață trebuie privit prin armonia a patru piloni de bază, armonia a patru sisteme. Deci este vorba despre sănătate, este vorba despre familie, este vorba despre afaceri și este vorba despre credință. Am făcut două ediții acestui program, per total undeva poate vreo 25-30 sau poate chiar un pic mai bine de persoane au trecut prin acest program. Noi suntem bucuroși că toți am rămas în relații foarte bune, continuăm comunicarea, dar din aceste două programe s-a născut un alt proiect, cel așa dacă îl putem spune, care este tot la o fază începătoare. Noi am creat cu foștii colegi de True, băieții care au absolvit True, am creat comunitatea antreprenori ortodoxi din Moldova. Prescurtat ca om, unde ca rezultat a programului nostru True, deci viziunea, de fapt, hai să începem un pic altfel. Toată activitatea mea antreprenorială de până acum, deschizând vreo 70 de magazine, per total, în acești circa 20 de ani de activitate, deci este o medie undeva de 3-4 magazine, asta e media pe an, dar au fost ani unde am deschis, și, de exemplu, anul trecut am deschis 10 magazine. Și eu am făcut o concluzie că prea mult, concluzia mea de 20 de ani, prea mult timp am acordat business-ului, în detrimentul familiei, în detrimentul poate chiar undeva și a sănătății, în detrimentul poate a societății, așa. Și eu am înțeles că, de fapt, soției spuneam chiar un an sau doi ani în urmă, îi spuneam despre ceea că modelul economic actual, global, dacă îl spunem așa, care este bazat pe creștere economică, eu am spus că eu văd că el ne duce la degradare, el ne duce la nonsens. Pentru că dacă noi o să continuăm tot așa, noi ajungem că ne autodistrugem, ne autoepuizăm. Și eu îi spuneam că modelul care eu l-aș vedea ar fi un model care trebuie să înceapă să fie bazat nu pe creștere economică, dar pe descreștere economică, dar să fie bazat pe creștere spirituală, pe creștere culturală. Deci noi trebuie să consumăm mai puțin material și mai mult să consumăm cultural și spiritual. Asta noi vorbeam de un an, doi în urmă și practic asta a fost aceea că noi, când au venit la noi, când noi am făcut inițierea, băieții de la GCI au venit la noi, la Dulcinea, la noi am avut o seară de discuții în cadrul programului lor de întâlniri cu antreprenorii. Și noi am avut o discuție de vreo 3-4 ore seara după lucru. După aceea ei au venit la noi cu dorința de hai poate găsim o continuitate, cum am putea să facem ca să ne mai împărtășiți cu experiența, cu viziunile, cu cunoștințele care le aveți. Și eu atunci am zis că ok, eu nu văd că asta să fie doar program economic. Pentru că program doar economic, dacă ne orientăm doar la creștere și la business, asta e ceva care ne duce pe la noi, ne duce într-un colaps. Noi trebuie să analizăm să fie un program care analizează tot un complex. Dar acum chiar privind foarte mulți colegi de acest program, sunt acum văd că sunt pe fir, cum dacă pot să spun așa, care îi transmit salutări. Noi cred că acum, dacă o să fac mai departe și o să prelungim, cred că mai mult trebuie să acordăm și trebuia să acordăm tot ce ține de integrarea noastră cu societatea, cu natura, cu planeta. Și dacă mă întorc acum la ideea de astăzi, ideea lui Ruslan, oameni cu misiune. Eu am ajuns la concluzia că
Eu personal, dar și majoritatea din noi antreprenorilor am avut misiuni eronate. Misiuni, poate nu atât eronate, dar misiuni înguste. Și foarte înguste. Misiuni care s-au limitat doar la clienții noștri. Bine, putem spune și pot spune și așa, că sunt foarte multe afaceri care nu au misiuni în sensul de misiuni socială sau misiuni mai largă. Au doar o misiune de a face bani. Dar câțiva care am avut careva misiuni mai largi de a face ceva pentru comunitățile noastre, pentru societățile noastre, pentru echipele noastre, pentru clienții noștri, totuși am avut o misiune îngustă. Pentru că noi ne-am îngustat doar a face bine pentru clienți. Eu țin minte, pe vreo 7-8 ani în urmă, poate 10, eu am citit o carte a lui Matsushita, unde el este a fost unul din antreprenorii care au stat la baza reindustrializării Japoniei după al doilea război mondial. Și el și-a dat seama, el fiind deja un antreprenor văzut, să stăia, care s-a consacrat deja, și el foarte mult, după o vizită a lui la una din mănăstiri, el și-a schimbat brusc viziunea sale de viață și el atunci a formulat misiunea companiei. Și el așa a formulat misiunea companiei, nu doar a companiei lui, dar în general pentru orice companie industrială, că atunci industrializarea era în capul mesii, și el a formulat misiunea că orice companie trebuie să aibă ca misiune primordială îmbunătățirea calității vieții oamenilor. Și asta a fost o misiune care a fost valabilă, după părerea mea, anume post-factum, anii 50, anii poate 80, maximum poate anii 90, unde într-adevăr după război calitatea de viață a oamenilor era foarte joasă, sărăcie și așa mai departe, și toți își vedeau misiunea de business pentru a ridica calitatea vieții oamenilor. Numai că această abordare s-a învechit foarte mult în zilele noastre de astăzi. Pentru că noi am continuat să folosim aceeași misiune ca să ne dezvoltăm, să facem cât mai bine oamenilor. Și eu acum conștientizez că făcând mult mai bine oamenilor, noi am ajuns la un punct de curbură când am început să dăm în jos, când făcând bine, de fapt am ajuns să facem rău. Dar să facem cui rău în primul rând? Da, poate și oamenilor, dar nu întâi oamenilor, cât planetei noastre. Și uite cam acum suntem în punctul când vreau să trec la a doilea parte a punctului nostru de conversație și de discuții. Unde noi am ajuns și unde noi ne aflăm astăzi? Părerea mea că noi cum v-am spus, noi eram pe drumul de autodistrugere. Și noi, ce mă face pe mine să gândesc că noi eram spre punctul de autodistrugere? Câteva momente de bază. Primul moment, noi practic am ajuns la epuizarea, dacă nu totală, dar aproape de total, a resurselor planetei noastre. Noi consumăm și suntem într-un consum oribil și orb. Și toți între noi ne concurăm. Care mai mult ați consumi și cum noi să facem prin marketing, prin diferite instrumente, să consumăm și consumăm mai mult și asta nu ne pare că asta e bine. Dar noi nu dăm seama că asta noi epuizăm planeta. Și practic noi ce am ajuns astăzi, în momentul ăsta de astăzi, cu criza asta medicală, economică și nu numai care se urmează, noi am ajuns la punctul când am epuizat planeta și planeta nouă acum răspunde. A doilea punct care este de ce noi suntem pe calea autodistrugerii este ceea că uitați-vă la sistemul nostru de alimentație și mai departe sistemul de alimentație, sistemul medical, sistemul de farmacii cu medicamente și așa. Este un sistem care iarăși ne duce la autodistrugere. Deci noi prin aceea că vrem goana noastră după profituri, ne face ca să găsim cât mai optime căi de a produce și cât mai ieftin. Și asta ne face ca produsele noastre, alimentele noastre să fie de calitate cât mai joasă, să fie cât mai chimice, să fie cât mai industrializate, ca noi să avem profituri.
Și deci noi producem alimente de calitate, toți asta, la nimeni asta cred că nu se crește și n-a să uimesc, tot noi producem alimente otrăvite, hai să spun așa, cu mâna pe inimă. Alimentele otrăvite ne duc la aceea că noi să ne, avem probleme cu sănătatea. Având probleme cu sănătatea, noi ne merim în alt sistem, care se numește sistemul de farmacie și sistemul medical, care mai departe ne otrăvește și continuă acest proces. Și unde noi mergem cu toată calea asta? Noi mergem spre autodistrugerea, ca oameni, ca omenire, așa. Mai departe, alt punct este, uitați-vă ce noi avem cu poluarea aerului, apii, a solului și așa mai departe. Hai să ne uităm mai departe, sistemul ăsta capitalist de orientat spre profit, deci este cum ne-a dus la noi ca să ne exploatăm unul pe altul. Nu doar aceea că noi încercăm să exploatăm cumva cât mai convenabil angajații noștri. Noi, într-un fel, exploatăm angajații noștri, pe noi companii ne exploatează statul, pe statele noastre le exploatează alte state mai puternici. Asta e lanțul care este. Deci noi, într-un final, cam vrem toți astăzi, vrem ca să lucrăm cât mai puțin, sau aproape chiar să nu lucrăm deloc, să stăm pe arenzi, să stăm pe companii, nu știu pe ce, pe acțiuni de la bursă și așa mai departe, să lucrăm cât mai puțin și să trăim cât mai bine. Asta nu e sustenabil. Asta nu are viitor. Asta trebuie să o înțelegem. Și un alt, poate ultim punct care eu vreau să-l spun, că noi am ajuns la o degradare și autodistrugere morală. Tot ce ține de lipsa noastră de credință, îndepărtarea noastră de față de valorile spirituale. Cine dintre azi la noi merge la biserică? Cine azi dintre noi ține posturile? Așa. Toți noi spunem că suntem ortodoxi 98% țara noastră după cum suntem, cum am fost la regesământ. Dar cine este un ortodox adevărat? Ca să respecte niște legi care Dumnezeu, Creatorul, le-a pus ca această bijuterie de planetă care ne-a încredințat-o nouă, le-a pus niște legi că el să funcționeze după legile astea. Și cine noi respectăm? Foarte puțin sau practic foarte infin de mici care noi respectăm și trăim după aceste reguli și legi. Noi am avut 8 martie anul acesta. 8 martie anul acesta a căzut în prima săptămână de post. Trebuie să fie un post strict și așa mai departe. Ce am avut noi? Cred că și toate afacerile, noi am avut toți creșteri. Creșteri, noi ne bucurăm că am avut creșteri, 8 martie și așa mai departe. Noi am avut bucurii, dar cu ce sacrificii? Noi nu înțelegem asta, că noi acționăm și continuăm să acționăm împotriva legilor universale spirituale, duhovnicești, care au fost create și au fost pus ca bază de funcționare a acestui mecanism, omenirea și planeta noastră. Nu mai vorbim de degradarea noastră morală, sexuale, avorturi, amanti, relații conjugale și așa mai departe, copii, toți asta știm, toți asta recunoaștem, dar noi am ajuns la punctul critic, unde toate acestea care s-au adunat împreună, eu cred că noi acum suntem la butonul de restart sau refresh a planetei noastre, unde planeta sau Dumnezeu a spus că băieți, gata, până aici. O ajuns cu țitul la os. Dacă voi n-ați schimbați, dacă n-ați faceți schimbări, atunci, da, finita la comedia. Ori e butonul de refresh, ori e butonul de restart. Eu nu știu la care buton noi suntem acum, dar știu una. Dacă noi tragem concluzii și noi dacă ne schimbăm, noi simțim pe butonul de refresh. Dar dacă noi nu continuăm și n-ați înțelegem lecția, atunci noi să fim la butonul de restart, unde natura, Dumnezeu, planeta o să fie total, o să ne autodistrugă pe toți, așa, ori pe o parte mare din noi. Iată, eu cred că la punctul ăsta noi suntem acum. Și noi suntem acum, uitați cum s-a creat circumstanțele, Dumnezeu, natura, cum vrem să le numim, așa, dar ne-au închis pe noi acum, ne-au oprit. Ne-am oprit din goana asta care noi toți fugeam.
Fugiem, fugiem în goana aceasta și acum brusc total s-a oprit. Pentru ce? Ca noi să ne gândim, să ne oprim și să ne gândim. Să reflectăm, să medităm, să analizăm de ce oare noi am ajuns aici. Care sunt consecințele? Pentru că funcționăm într-o lume unde are orice efect, are o cauza sa. Și dacă noi am ajuns aici în situația aceasta, cel mai ușor, cred că sunt doar cei care privesc tot momentul ăsta și criza asta din punct de vedere doar medical, că a apărut un virus și atunci de grabă trebuie să căutăm vaccina și asta o să fie salvarea. Dacă vedem așa lucruri, noi privim foarte îngust lucrurile și asta este doar vremelnic. Foarte vremelnic, da, vaccina poate o să găsească, noi repede o să începem tot aceeași restart și goana mai departe, dar după asta o să urmeze iarăși niște nu știu, cartonaș galbeni sau cartonaș roșu. Da, refresh restart sau cartonaș galben sau cartonaș roșu din păcate. Da, ce putem noi face acum? Ce putem noi să facem acum, stând acasă, stând cu toți împreună, cu cei apropiați, reflectând și încercând să vedem ce putem noi face. Așa? Eu, din păcate, mă tem că noi singuri nu se prea putem. Noi concluziile le putem trage. Trebuie să ne schimbăm. Trebuie să consumăm mai puțin material, trebuie să consumăm mai mult cultural, spiritual, trebuie să devenim mai buni, trebuie să ne susținem. Noi parcă asta înțelegem, dar așa, undeva cu jumătate de cap. Dar ca să facem lucrurile astea, noi, eu am mari dubii că noi asta o să putem face. Noi o să putem face asta numai dacă situația asta de criză o să intențească și o să fie profundă și o să meargă departe și o să ne doboare. O să ne doboare sau o să ne dea o lovitură de box, de knockdown sau de knockout. Așa? Și doar după aceea poate noi o să începem să ne schimbăm. Dar lovitura asta se presupune greutăți tare mari. Greutări foarte mari, până la nivelul de foamete, la nivelul de războaie, la nivelul de cutremuri și așa mai departe. Eu mă tem că noi încolo mergem. Noi putem să nu ajungem acolo dacă liderii globali, liderii de țară o să înțeleagă lucrurile astea și o să spunem, băieți, noi trebuie să găsim alte modele economice. Noi trebuie să ne facem reorientare, schimbul mental la care noi, dacă noi ne-l facem, atunci planeta ne face restart sau avem cartonașul roșu. Noi, ca business-uri, trebuie să ne reorientăm misiunea noastră de afaceri. Misiunea noastră care a fost îngustă doar către clienți, noi trebuie să o facem azi. În primul rând, să fim în integrare și într-o compasiune cu natura noastră și cu societatea. Noi tot ce am face trebuie în primul rând să spunem dacă asta nu denaturează sau asta nu degradează planeta noastră. Orice noi am consuma, orice noi am face, asta nu poate fi radical, dar încet, încet, încet trebuie să ne punem, să ne orientăm. Noi am avut încercări să facem pentru planetă ceva, începând acum de aia, când am început proiectul cu produsele vegane și ro-vegane, am încercat să introducem cutiile fără plastic, doar din hârtie, doar din carton, și aici am întâlnit un impediment din partea cumpărătorilor, pentru că ei nu văd ce în cutii, pentru că vor să fie... Deci, aici noi încercăm ceva să facem, dar așteptăm și din partea consumatorului o oarecare micșorare a pretențiilor, nu știu cum să spun, pentru că vizuală sau nu știu că pachetul nu știu care e mai frumos, da, sau mai transparent sau cutia din plastic e mai asta e un punct care eu am uitat să-l spun la când vorbim despre degradarea noastră morală, noi ca clienți, noi am devenit foarte, extrem de alentați. Extrem de alentați. Extremismul alentatului, eu vă spun urmă, eu când eram la Linela, erau niște exemple care pe mine mă tăiau și mă dădeau jos. Dimineața când noi deschideam magazinul și vineau primele care vin bătrânelile. Să fac cumpărăturile și în primul rând se duceau după pâinea socială. Și se întâmplau de multe ori că încă pâinea nu ajunsese la magazine și erau pâinii rămase vieri. Și
de cele mai multe ori, pentru cele mai multe erau vorbitoare de limba rusă, ой, это что, вчерашний хлеб? Uite, asta, eu vroiam să uite, meritau bătute, mă scuzați, dar meritau bătute, bătrânele, care țin minte foamea, care țin minte greutățile, așa, și abordări de genul ăsta, băieți, dar noi toți am ajuns la aceasta. Noi, dacă vedem un produs și el nu-i la așteptările noastre, sau deci noi am ajuns că business-ul trebuie permanent ceva, zi de zi, practic, să inovăm, să uimim cumpărătorii, că numai dacă îi uimim, noi putem să-i câștigăm. Dar care-i prețul în spatele acestor inovații? Prețul este acesta. Am ajuns unde noi am ajuns. Și dacă vă spun, dacă nu facem schimbările, atunci o să fie destul de complicat și o să fie destul de greu. În primul rând, schimbarea fiecare trebuie să o facă, să o pornească de la sine. Să văd tot noi ce noi consumăm, ce noi atitudinea noastră față de material versus de cultural. Așa. Și față de cantitate. Față de cantitate. În primul rând, pentru că avem prea multe de toate. Asta prea multe. Noi personal, când ne uităm câte avem acasă și care nu le-am folosit, sau o dată în viață nu mai le-am folosit, dar atâția bani am dat pe ieri și mă mustră conștiința față de acest lucru. Noi minimizarea asta am început să o facem de acum 4-5, chiar mai mult, 6 ani în urmă, da? Și cu hainele și cu lucrurile care le cumpărăm. Fiecare pix care se aduce în casă, noi îl... Dar oricum noi am fost captivi, oricum să recunoaștem, am fost captivi acestui sistem care mai mult ne trebuie, mai mult să consumăm, mai mult vrem, mai mult captivi sistemului de marketing, așa, și, dar și noi ca afaceri, tot n-am putut să nu fim toți împreună în acest sistem, că dacă nu faci marketing, dacă nu faci produse noi, dacă nu uimești cumpărătorii, dacă nu dai chiar ceva mai bun, ești în afara business-ului și ești în afara sistemului. Așa? Dar, deci, trebuie să începem de la noi, trebuie să începem de la afacerile noastre, trebuie să începem de la companiile, angajațiile, familiile noastre. Eu zic așa, că eu până acum am acordat, din tot 100% din timpul meu, eu cred că am acordat 80% minimum am acordat afacerii. În detrimentul familiei, în detrimentul sănătății, în detrimentul părinților, rudilor, copiilor, soției și așa mai departe. Nemai vorbind de cât de des noi mergem la cultură, la concerte, la spectacol, dar nu mai la timp teatru. Și eu vorbesc de timp emoțional, că poate timp fizic tu găsești, pentru că e seara după lucru, dar tu nu ai timp emoțional. De timpul ăsta emoțional ne dăm seama acum când stăm acasă cu copiii, că facem multe chestii care nu ți ajungeau până acum, anume timpul emoțional, că după o zi de lucru sau multe probleme sau treburi care le ai cu copiii și cu altele, vii acasă și chiar nu ai puterea asta emoțională să mai faci ceva. Acum e restartul ăsta. Eu recunosc cu mâna iarăși pe inimă că chiar și atunci când sunt stat sară cu copiii sau să mă joc sau copiii mă trag de mână, hai să ne jucăm și așa mai departe, eu mă joc cu 10% din cap sau 20%, dar 80% din capul meu iarăși are gânduri de dar mâine ce trebuie să fac, dar proiectul celălalt, nu știu și așa mai departe. Și eu am ajuns la concluzia că eu sunt un sclav a business-ului și a sistemului acesta. Și vreau să fac schimbarea, dar înțeleg că schimbarea nu o pot face singur până ce nu o să fie radical niște schimbări în tot mediul nostru, care noi o să fim nevoiți să ne... Nu poți face singur schimbarea pentru că tu ai o responsabilitate ca fiind compania asta mare în care lucrează foarte mulți oameni. Tu nu poți de mâine pretențiile noastre sau valorile, dorințele care tu le-ai înțeles și vrei să faci, că lucrezi singur sau ai o singură cafenea atunci, da, tu cumva mai ușor promovezi. Iar noi trebuie să facem pas de pas, chiar și până acum erau multe întrebări, de ce nu facem una sau de ce nu facem alta, pentru că noi nu putem să facem chestii bruște care poți să-i pună spre risc pe persoanele care sunt angajate la noi sau cei care se află alături de noi. Și aici, toate schimbările care vrem să le facem în continuare sunt cu rugămintea celor care ne consumă produsele, da? Să înțeleagă pasul care noi îl facem. Că dacă de mâine apar cutiile de carton, dar nu de plastic, prin care se vede tortul, să înțeleagă de ce facem lucrul ăsta și să fie deschiși la chestia asta.
Încă o chestie care vreau să mă împărtăș așa cu voi este, de fapt, câteva exemple care vreau să le aduc este, vineri acum l-am ascultat pe Adizis. Itzhak Adizis. Adizis este unul din așa, guru managementului global, actual, care încă mai este în viață, care foarte mult atenție atras spiritualității. Și el, viziunea lui este că, da, noi intrăm într-o criză destul de profundă, acum avem criza medicală, după criza medicală vine criza economică, după criza economică vine criza socială, nemulțumire masă, sărăcie și așa mai departe, și după criza socială o să vină criza politică, în partide cu partide, o să vrei să le, care să le înlături și așa mai departe. Deci noi intrăm într-o criză destul de îndelungată, profundă. Dacă vreți... Părerea mea, cât asta o doriți sau asta, n-am idee. Și pe Adizis tot așa l-au întrebat, doctor Adizis, cât credeți că o să dureze? Și el răspunde, dacă cumva o să aflați, să-mi spuneți și mie. Și eu cred că această criză, după cum a venit pe neașteptate, nimeni dintre noi astăzi nu poate să prevadă. Dacă cineva o să zic că o să dureze un 2, un 3 ani sau așa mai departe, nu, eu nu văd realist asta, ca cineva să spună că asta poate fi jumate de an, peste un an, noi să începem să ieșim. Asta din punct de vedere, dacă vorbim despre situația de astăzi, așa, din tot ce noi știm astăzi. Dar cum noi vorbim la E-Club săptămâna trecută și noi vorbim pe diferite scenarii și Mihail Kocic spune că, zice că dacă noi băieți avem 1000 de planuri și scenarii, apoi Dumnezeu are cu 1000 la 1. Și noi, nu, în starea asta, eu văd o stare de imprevizibilitate totală. Pentru că sunt foarte multe lucruri care pot, așa de tare noi, în primul rând asta e global, noi suntem toate interdependenți, matricea asta, interdependență totală și asta se rupe. Și foarte greu ce să fie prevăzut, cum o să fie și cum o să derulieze. Poate să fie după COVID-19, să apară COVID-20, COVID-21, COVID-19 să fie la toamnă, la vară și așa mai departe, foarte, foarte multe imprevizibilități, ați găsim vaccină, n-ați găsim vaccină și așa mai departe. Și e foarte imprevizibil să spunem lucrurile astea. Unicul lucru care eu pot să-l spun este aceea că să încercăm să fim pozitivi. Încercăm să fim pozitivi, să privim lucrurile, că asta merge o curățire a noastră, să fie, a minților noastre, curățire spirituală, curățire a tot ce e rău și a planetii noastre. Un lucru care tot l-am aflat tot citind un articol din punct de vedere științific este că s-au schimbat vibrațiile planetii. Deci tot ce e energie, toate sistemele au anumite vibrații. Și dacă planeta noastră până acum a vibrat cu 537 MHz, care erau niște vibrații normale pentru noi ca oameni, noi, deci cu planeta ne aflam în aceleași vibrații. Dar se spune că acum, de un an și ceva, planeta a început să vibreze nu cu 5-7, dar cu 20-30 și ceva de megahertz. Deci planeta și-a ridicat vibrațiile. Acum, ce lucru interesant este, omul, noi, ca persoane, când ne aflăm în stări de răutate, egoism, tot ce ține de rău, invidii și așa mai departe, noi suntem în vibrații foarte joase, de la 5 în jos. Dar când suntem în stări de optimism, de bunătate, de ajutor reciproc, de mulțumire, de susținere reciprocă pe toți împrejur, așa, noi suntem în vibrații de la 50, vibrații pozitive înalte. Și acum eu am concluzia că, uite, planeta, prin așa mecanism, a început mecanismul de autocurățire a tot ce este rău. A tot ce este rău și a toți noi care suntem răi. Deci acei care suntem răi și avem vibrații negative, pur și simplu o să ajungem că o să ne îmbolnăvim, o să ne îmbolnăvim mai repede și mai... Dar să tot știem. Toți medicii, toți psihologii și psihiatrii și așa mai departe spun eu că dacă tu ești în stări negativism, tu mult mai repede. Și acum știți toată lumea că starea de, cât se spune, că starea asta de panică duce la scăderea imunității. Asta e vorba de vibrații. Mm-hmm. Hai să povestim despre proiectul cu Dulcinela, pentru că poate cineva să aibă... Hai încep tu să-l povestești. Eu doar am nevoie pe un minut să...
Cinela. A noi cu povestitul Nicolae. Cum putem noi să ne ajutăm în perioada asta? Și nu doar acum, pentru că întrebările astea apăreau din când în când între noi acasă, cum am putea să facem nu doar vânzare, dar cumva să susținem și producătorii noștri, pentru că îi vedem referitor ce a zis Nicolae la calitatea produselor joasă. El nu se referă neapărat la produsele care ne înconjoară pe fiecare din noi de aici din Moldova, cele care vin mai degrabă la pretenție de peste hotare. Noi, la maxim, știți foarte multe proiecte, cât am încercat cu produsele noastre să le aducem la un nivel ce ține și de calitatea materiei prime, la care noi întotdeauna suntem în creștere și în căutarea celui ce e mai bun, alături de cei care au intoleranță la anumite produse, ca glutenul, lactoza sau au probleme cu diabetul. Toate chestiile astea noi îi fac un punct social pe care noi încercăm să-l facem. Așa vibrăm noi acasă, permanent căutăm. La ce soluție am ajuns acum, având atâtea magazine, povestește tu despre transformarea ducinelilor. Deci asta vine undeva, eu vă spun, eram în 2004 când noi la Linela, fiind așa o rețea de 4 magazine, și atunci eu vedeam chestia și care mie nu-mi plăcea în suflet, că noi mai mult de 50%, circa atunci era 50%, acum cred că mai mult, din produsele care vindeam la Linela erau de import. Și eu eram cu ceva, eram, nu primea valorile și sufletul meu nu priveam asta. Și atunci, din 2004, am început să facem prima promoție care noi am făcut-o, de o lună de zile, a fost promoția susține producătorul autohton. Noi o lună de zile am făcut la toată producția moldovenească, minus 5, minus 10%, ceva de asta, ca să încercăm să sensibilizăm un pic societatea. Dar, din păcate, n-a prefost rezonanță, noi prea poate n-am insistat, dar și schimbările astea nu se fac într-o zi, ele mergeau, pentru că magazinele arătau mai tradițional, produse au început să apară mai mult. Iată aici eu vorbesc despre ajutorul cumpărătorului, care el trebuie să înțeleagă de ce se fac anumite chestii, cu ce scop, și să vină și el cu un ajutor al lui, să aleagă între două produse, unul din import și unul autohton, să-l aleagă pe cel autohton. Chiar dacă mai nu e așa de calitativ, poate un pic dar hai să ne ajutăm. Și nu vorbim la calitate proastă, la sens de otrăvire. Noi vorbim la un alt ambalaj, la un alt un pic gust, poate, pentru că chiar ieri gustam două tipuri de porumb dulce. Porumb dulce la cutii, unul fabricat în Moldova și unul de import. Da, cel de import avea un gust mai bun, dar să întoarcem, să citim eticheta, că eu asta fac cu copiii permanent. Să vedem din ce cauză produsul de import are un gust mai bun, ce adausuri are în el, cum au fost crescute. Pentru că cel mai bun produs e rupt din copac sau cules din grădină. Noi asta să înțelegem. Și un produs, ca să rămână în același gust și în aceeași calitate, el trebuie să treacă anumite procese sau să fie îmbuxit cu ceva, cum zic eu. Să vedem cu magazinele noastre. Cu magazinele, da, și mai am ajuns la aceea că, ok, nu zicem că o facem și pentru aceea că vedem în situația de criză și pentru noi, pentru companie, ar fi tot ceva niște venituri și vânzări adăugătoare. O spunem și asta cu adevărul. Dar am zis că, în primul rând, vrem să ajutăm pe cei mici care sunt dați afară de la rețele, nu au posibilități și, în primul rând, vrem pe ei, acei producători care au să aibă cam aceleași valori cu noi, cu Dulcinela, cam aceleași produse, producători mici, producători de calitate și pe ei vrem să punem accentul și am deschis deja și am plasat pe rețele această informație, telefonul de contact și vrem în careva timp să începem un magazin, două magazine să le upgrade, să le îmbunătățim. Transformăm, să adăugăm o gamă suplimentară. De fapt, cei care nu știu și n-au văzut, poate și n-am reușit să spun, e că noi transformăm patiseriile în magazine alimentare. Dar nu magazine alimentare obișnuite, ci cu susținerea producătorului mic autohton. Asta încercăm să facem, pentru că noi, stând acasă, căutam
care ar fi ajutorul nostru și ce am putea face, că da, au scăzut vânzările, în România ne-am închis, dar cumva oricum rezistăm, pentru că o să ieșim din criza asta. Dar sunt cei care se țineau, de exemplu, piața ecolocală, știți, sunt fiecare sâmbătă, unii își făceau vânzarea doar acolo sau cu livrări la domiciliu. Acum încercăm noi să-i unim. Așa, dar eu vreau asta să fie un proiect mult mai larg, care dacă noi am putea, poate și cu viziunea voastră comună, cum noi am putea să ne unim eforturile ca să facem, să ne unim în aceea ca să devenim mai orientați pentru a susține afacerile locale, producătorii, a susține Moldova. Eu eram în căutarea unui slogan, unui hashtag sau cum să-l numim, ca noi cu aceasta să mergem, poate cu magazinul nostru să-l punem, poate până așa. Susținem la Moldova? Da, și multe îmi vineau, multe, hai să susținem pe ai noștri, hai boicot pentru import, dar asta e negativ și nu-mi place. Dar una care mi-a venit așa și care cât de cât îmi pare, ar fi ca să fie sloganul susținem. Susținem care, uite, cam... Eu zic că am să-l hașurăm în tricolor, să fie clar că e Moldova. Da. Susține Moldova. Este un joc de cuvinte, are multe sensuri. Susținem Moldova sau susținem Moldova. Da. Care mie îmi place, de exemplu. Vreau și părerile voastre și dacă o să încerc cu designerii noștri să facem cumva o coloristică, o publicăm și dacă putem să ne unim mai multe companii, mai multe persoane ca să promovăm asta, să încleiem pe magazine, pe produse chestia aceasta și împreună să ne susținem. Așa? Pentru că când l-am întrebat pe Adizis, cum putem să supraviețuim în criza aceasta? Și el, criza asta care e medicală, economic, socială, politică și așa mai departe. Și el a spus, doar fiind puternici. Dar mai departe el a spus, dar ce înseamnă să fim puternici? Și el a spus, el a dat așa un exemplu. Spuneți, vă rog, care e cel mai puternic material, zăcământ care există pe pământ? Și el a spus că asta este diamantul. Brilliantul, diamantul, care e materia primă? Diamantul sau brilliantul? Almazul. Almazul. Da, da, brilliant, mă trebuie să traduce. Almaz în rusă. Almaz în rusă, da, așa. De ce? Pentru că el este cel mai integru. Pentru că el este cel mai integrat. Numai persoanele, familiile, companiile și țările care o să fie integrate și planeta, dacă o să integreze, o să supraviețuiască. Ce înseamnă să fie o persoană integră? Persoana integră înseamnă că sănătatea mea fizică, sănătatea mea psihică, morală, intelectuală, intră în tot întreg. Așa? Nu sănătatea e pe nota 0 și da, în schimb capul e pe nota 10. Nu, tu mori. Tu nu ești, nu ai sustenabilitate. Așa? Ce înseamnă familie integră? Unde toți împreună sunt uniți și toate părțile componente sunt unite. Companie integră, suntem integrați. Echipa internă cu clienții, cu societatea și cu mediul. Ce înseamnă țara să fie integră? Toți să fim uniți, toți să avem aceleași viziuni, aceleași valori. Din păcate, la capitolul ăsta, cred că noi suntem cel mai prost din toate cele ce am menționat până acum, dacă la nivel de individuum, la nivel de familie, la nivel de companii, încă noi suntem binișor, hai să spunem așa, la nivel de țară, noi suntem foarte, foarte, foarte dezintegrați. Și ce sunt dezintegrările majore? Lupte politice, intrigi politice, dispersare, banalitatea mea cea mai mare, care eu vă spun personală, părerea mea, dispersare dintre biserică și stat. Biserica nu se amestecă în stat și statul nu se amestecă în biserici. Dar cum noi? Noi suntem tot același om și nu tot aceiași oameni. Și acolo, și acolo. Și acolo trebuie să ne comportăm într-un fel, acolo în altfel. Noi trebuie să fie integrate aceste două lucruri și să fim într-o sinergie, să meargă toate lucrurile și toate valorile acestea să fie promovate în unison. Așa? Deci, iarăși, concluzia majoră. Numai dacă o să fim integrați, o să fim puternici și o să avem supraviețuire.
Așa că să ne susținem reciproc, să ne susținem, să susținem Moldova, țara noastră, dar nu numai Moldova. Noi trebuie să avem compasiune pentru tot globul, tot pământul. Până acum erau probleme, dezastre în diferite părți ale lumii. Tornade în America, focare este în Australia, Indonezia, tsunami cu tremure și așa mai departe. Și noi, e bine, mersi că asta e acolo. Asta e acolo, asta nu e la noi și slava Domnului că nu e la noi. Deci noi nu avem compătimire, noi nu... Și lucrurile astea se produc, așa, din ce cauză se produc și noi eram mulțumiți, bine, mersi. Nu, acum Dumnezeu ne-a dat una pentru toți și acum dacă nu toți să fim uniți și ne tragem concluziile, nimeni nu o să, nu o să avem cale de viitor, de izbândă pentru de a ieși din această situație în care ne-am pomenit global toți. Ce aș mai spune? Închei numai cu aceea. Să fim uniți, să ne susținem, să vibrăm pozitiv. Nicătând la tot ce este în jur, hai să spun cu asta. Eu ce am descoperit și văd asta, e că noi, omenirea, tare ne temem de moarte. Păi, dar așa de tare ne temem, dar așa de tare le trăim acum, și așa mai, ne-am închis, Doamne ferește, și așa mai departe. Păi, se spune că la Dumnezeu data morții, când noi ne-am născut, este pusă și data morții. Și el nu se schimbă și cât n-am fugit noi și n-am pace, e tot e pusă. Oameni buni, când ne-i dat să murim, toți atunci să murim și gata. Dar noi tare ne temem de lucrul acesta. Dar de ce oare ne temem noi de moarte? Pentru că ne-am îndepărtat tare de Dumnezeu. Ne-am materializat foarte tare. Și noi credem că viața asta materială de aici, de pe pământ, asta e și numai asta și gata. Și aici și of, Doamne, dacă eu murit, gata, s-o pierdut tot și tot. Nu vă temeți, dragii mei, de moarte. Gândul la moarte, spune Sfântul Vasile cel Mare, care noi îl prăznuim pe anul nou pe vechi. Sfântul Vasile îl spune așa că, când l-au întrebat, care e cei mai mari mudrăști, înțelepciuni sau sfat înțelept care puteți să-l dați oamenilor. Și el a spus, gândul la moarte. Numai dacă să fim cu gândul la moarte, dar ce înseamnă gândul la moarte? Gândul la moarte înseamnă că noi să avem judecata. Când noi să fim întrebați pentru, nu cu întrebați, noi să dăm examenul ce noi am făcut în viața aceasta și cum noi am dat acest examen, o să decidem la dreapta sau la stânga. Dar noi fie ne temem de moarte din două motive, părerea mea. Orică noi ne-am materializat tare, orică noi conștiința ne mustră tare. Când noi ne-am trăit o viață, cum să o spun? Că de fapt n-am făcut ce aici. Când n-am făcut și asta. O viață... Conștiința noastră, conștiința care este în inima noastră, ne spune lucrul ăsta și ne mustră că noi n-am făcut ce trebuie să facem. Și noi ne teme, o parte de oameni se teme materialist, dar o parte de oameni se teme că eu n-am făcut ce trebuie să fiu. Dar poate noi totuși să spune, Sfinții Părinți spun așa, că sfârșitul lumii, Dumnezeu o să-l îndepărteze, dar numai pe măsură dacă oamenii se vor schimba și se vor schimba și se vor face lucruri bune. Haideți noi să privim pozitiv, haideți noi să ne unim, haideți noi să ne ajutăm reciproc, așa? Și numai așa eu cred că natura o să înceapă să ne primească, Dumnezeu o să înceapă să ne primească și noi o să trăim într-o armonie, într-o dragoste reciprocă. Mai puțin egoism, mai mult altruism. Să fim pentru cel de alături. Mama pentru copii, soțul pentru soție, noi pentru angajații noștri, clienții pentru noi pentru ei. Să fim într-o armonie din asta bună și de înțelegere. Știți ca frații și surorile, dacă au ceva de discutat, o discuție din asta constructivă sau care mai lasă unul de la altul. Iată așa să fim și noi. Să nu fim într-un război continuu producătorii cu cumpărătorii. Că nu mi-a dat, nu mi-a făcut, că nu e așa, că nu știu cum, și noi permanent ce să le mai facem, ce să le mai dăm ca să ne împăcăm. Haideți să facem noi pentru voi și voi pentru noi. Pentru că, de fapt, misiunea noastră nu numai de a face bani. Voi știți, cei care ne cunoașteți mai mult timp, cât te face Nicolae, cât te-a făcut până acum și cât era Liniela, cât te facem acum cu Dulcinela și cum încercăm. Nu facem pentru case, mașini, pentru, nu știu,
Bine, noi nu zicem că suntem perfecti sau nu, am făcut greșeli, am făcut greșeli cu grămadă. Eu noi personal toți care... facem. Dar acum e timpul când trebuie să înțelegem și timpul când trebuie să facem acest schimbări. Nu acum, când ați ieșim din carantină, să începem atunci. Acum încă trebuie să medităm, trebuie să... Cât mai rău o să fie, cu atât mai bine o să fie. Paradoxal spus, dar asta e realitatea. Noi trebuie să trecem pentru un duș foarte, foarte, foarte rece. Un duș cu gheață, un duș cu lovituri care noi numai să ne trezim de realitate și să începem să ne schimbăm. Dar asta trebuie să o facem toți împreună, pentru că dacă o facem 1%, 2% sau 3% sau 5%, asta trebuie să o facă o masă critică de oameni ca schimbarea trebuie să producă. Așa că haideți, bine, noi câți am fost azi o mână de oameni, noi mai departe să transmitem aceste idei, valori și numai în felul ăsta o să putem să mergem mai departe. Am spus despre produsele care o să apară în Dulcineană, care o să apară producători în lume și dacă vor apăra din și alții. Da? Noi, eu în special și noi suntem cei care susținem stilul de viață conștiincios și curat, ceea ce ține de produsele vegane. Adică, eu întotdeauna ziceam că veganismul nu e doar o dietă, el are trei aspecte. Are grijă față de animale, grijă față de tine ca trup, ceea ce mănânci, ce ești, și grijă față de planetă. Adică, cum împachetăm produsul și cum îl consumăm. Dacă, pe lângă producătorii moldoveni, eu mi-aș dori foarte mult pentru pentru o comparație sau pentru ca oamenii să vadă că se poate să ții și un post gustos sau să treci la alte produse ne chinuind animăluțele, o să încercăm să aducem produse curate, vegane și din păcate noi deocamdată nu avem producători în Moldova care să facă lucrul ăsta și noi o să apelăm. Cred că la vecinii apropiați. Noi sperăm să putem aduce acele produse care noi le consumăm din Ucraina și din Germania, un fel de carne vegană care este, care e... Dar nu știu dacă o să mergem cu Germania, o să vedem. În Ucraina sunt câteva produse și mai știu câteva companii care se ocupă de lactate. Noi foarte mult ne dorim dacă este cineva care în Moldova încearcă să facă sau are un proiect să facă produse vegane care emită lactatea sau carne, noi suntem deschiși să vă dăm un ajutor pe cât o să putem noi, pentru că cu asta încercăm să le arătăm la oameni că hai să nu mai ucidem. Ce se întâmplă? Dacă să înțelegem un pic iarăși economic ce se întâmplă. Noi creștem plantele, cu plantele hrănim animalele, animalele le omorâm și noi mâncăm animalele. Deci ciclul din trei verici, hai să spunem așa, care una dintre verica din mijloc ea nu este necesară. Noi putem să creștem plantele și ne consumăm cu plantele. Păi, știți că era calculul la apă. Vreau să vă spun, se consumă pentru a crește un kilogram de grâne și un kilogram de carne. Deci acolo stone de apă se duc pentru complexul, asta complexul mondial de creștere a cărnurilor. Consumă și poluează mai mult planeta decât tot consumul automobilistic, de la automobili, vapoare și avioane. Paradoxal lucrul ăsta. Dar vreau să spun că noi am descoperit, noi fiind vegan de ceva timp, am descoperit produse care se aseamănă cu carne, lactate care se aseamănă... Foarte mult care se aseamănă cu lactate tradiționale, dar aici venim și cu... Noi cum facem? Noi chestiile astea nu le consumăm zilnic, ca să înțelegeți că da, ele tot sunt produse prelucrate. Deci noi rămânem la mâncarea tradițională, ușor preparabilă, care e așa, dar din când în când ne alintăm cu niște cârnațuri vegane sau cașcavaluri sau de genul. Deci asta nu am înlocuit una cu alta, pur și simplu el. Și vreau să vă spun că copilul mai mic care are 5 ani și care e vegan din născare, el nu acceptă unele produse, lui nu sunt gustoase, ca de exemplu înghețata vegană, noi o mâncăm, pentru noi ok, el nu, sorbetul e ok pentru el, înghețata vegană e deja nu. Oricum, noi încercăm să obișnuim copiii cu mâncarea cât mai naturală, cât mai puțin prelucrată. Noi acum nu vrem să vă îndemnăm că, uite, de mâine nu mai mâncați carne și așa mai departe, pentru că și noi am trecut treptat la lucrurile astea și lucrurile au fost făcute treptat și încet. Dar un lucru vreau să-l spun care poate să vă ajute în chestia asta. Începeți încetșor, limitați la început și gândiți-vă la ceea că noi totuși când mâncăm ceva ucis, mă refer la carne, așa, noi animalul când este ucis, el elimină foarte mult hormonul fricii.
hormonul fricii și foarte multe... Da, aici sunt multe tipuri de poveste. Multe tipuri de poveste, da. Și noi, alimentându-ne cu el, îl introducem în noi. Și de asta noi avem frica asta, de asta noi avem egoismul ăsta, de asta noi avem animalismul ăsta în noi, global, în societate, care noi am ajuns la... Noi ne-am îndepărtat de acel om care Dumnezeu l-a pus ca să continue opera sa pe pământ. Noi ne-am îndepărtat tare mult. Și știți, și noi am crezut că noi putem, noi prin toate inovațiile, instrumentele, noi putem, noi suntem, noi nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Dar iată Dumnezeu printr-un elementar, a făcut așa din deget și ne-a arătat că noi suntem cine suntem. Și cineva din Sfinții Părinți spune că sunt două tipuri de oameni. Primul care se adresează la Dumnezeu și spun, Doamne, fac-ți voia ta. Și a doilea tip de oameni sunt cărora Dumnezeu le spune, fac-ți voia ta. Și noi astăzi Dumnezeu ne arată că uitați băieți unde ați ajuns cu voia voastră. Și realitatea este aceasta, cam cred că aici noi ne rotungim. Mm-hmm. Nu știu dacă mai avem timp pentru, că fix o oră de vreme noi am vorbit. Trebuia un pic mai puțin să vorbim și să mai dăm timp pentru... Întrebări foarte multe n-au fost decât în două secunde dacă poți tu să vezi aici. Ok, un pic. Uite aici. Așa, citește asta, da? Care? Vă mulțumesc? Da, vă mulțumesc. Deschis despre acest lucru. Cum să susțină un client, un producător, un doctor în condițiile în care această ofertă, acesta oferă produse de calitate joasă care dăunează sănătății? Aici eu am vorbit. Deci nu e vorba de produsele nemijlocit care sunt produse în Moldova. E vorba despre produse care ne năvălesc într-un fel, că dacă vă uitați pe raft, exact înțelegeți deci, ce da, vorba. Noi o să susținem producătorii care înțeleg și depun eforturi pentru calitate, așa. Dar hai să spunem așa, avem de exemplu, hai să spunem alt exemplu. Avem un suc de la Orhei sau de Moldovenie sau avem un suc din Ucraina. Eu cred că nu e mare diferența organoleptică, palpabilă și așa mai departe între noi. Pur și simplu noi ne-am deprins sau la noi în cap că dacă e undeva de psihotare, înseamnă că el e mai bun. Unde avem, unde totuși noi, unde noi vedem că băi, nu e chiar mare diferență. Hai să facem alegere pentru acela autohton. Și pentru că fiecare dintre voi care sunteți în această listă, sunteți majoritatea antreprenori. Și fiecare dintre voi aveți concurența cu cei de psihotare care sunt mai mari, au bugete mai mari de cercetare, dezvoltare, de marketing și așa mai departe și pot să ne bage în cap că produsul lor de calitate mai bună. Și, dar dacă noi, eu o susțin alt produs alimentar, cineva o susțin un produs de mobilă, cineva un produs de haine, cineva un produs de serviciu, așa? Adică, iată, asta susține reciprocă. Scopul nostru să fie nu să arătăm nu știu cum sau mai e o întrebare acolo, ci da, să fim noi pentru Moldova. Uite, cum vedeți modelul constructiv și creatorul pe care ați menționat, în condițiile în care mulți antreprenori fac reclamă? Uneori manipulativă pentru a stimula cererea pentru produse la care până la urmă stimulează consumerismul. Ce rămâne de făcut cu marketing și reclama manipulativă dacă ne dorim un alt model de viață mai altruist? Mariana Șendre. Mersi, Mariana, de întrebare. Eu am spus, asta noi nu putem face singuri. Asta noi, eu nu văd cum asta noi am putea să schimbăm. Doar dacă o să găsească lideri globali, mondiali, de opinii care să înceapă prin grija lor față de planetă, să schimbe lucrurile, prin nivel de legi și așa mai departe, dar foarte greu care eu nu văd pentru că suntem puși pe bani. Banul azi pentru noi e Dumnezeu. Asta noi o să putem face numai dacă noi cu păreri de rău, cred că cel puțin, nu știu, 10, 20, 30%, 50% din populația planetei o să fie curățită. O să fie curățită și noi o să înțelegem, noi o să primim dușul și rece, chici care au mai rămas și atunci o să zicem, băieți, gata, altfel, am înțeles lecția, nu-i de glumă. Numai așa noi o să putem înțelege, altfel eu nu văd cum. Mai sunt, dacă mai sunt, poate la urmă cineva mai dat acum, poate dacă... Astea restul sunt comentarii care le vedeți și voi și nu suntem de acord cu ele.
Bună ziua, cum credeți ce am ajuns în lumea consumerismului de azi? Care ar fi alternativa sistemului economic de azi? Cred că am spus-o. Alternativa sistemului economic bazat pe consum material să fie alternativa modelului economic bazat pe consum nematerial, cultural, spiritual. Dar asta trebuie să schimbări majore avem. Schimbări de la grădinițe, de la noi înșine, de la tot sistemul de legislativ, cum să încurajăm. Noi cred că trebuie să lucrăm 3 zile în săptămână, maximum. Dar restul 4 trebuie să fim cu familia, să ne ajutăm reciproc, să facem curățenie în sate, în casă, în ecologie, în păduri, să ne ducem la teatru și așa mai departe. Cam în felul ăsta. Poate o discuție la televiziune, la radio, un îndemn despre un model creator și constructiv. Păi fiecare gen să se vie călăculnic, cum zice, da. Să vorbească și atunci poate ne adunăm noi, până la urmă se prinde puzzle-ul, știți? Noi încercăm aici ceva să facem. Eu ce am să încerc să fac, cei care o să intri în pe rafturile noul model de magazin, noi o să încercăm să facem o istorioară despre ei, să vă povestim despre ei, ca să aveți și o încredere și să vedeți, da, pentru că dacă nu oferă ambalajul acela super, nu știu, colorat sau atractiv, să înțelegem ce este în interiorul lui. Dacă aici era o întrebare. Așa. Da. Cam asta au fost toate întrebările care le vedeam. Noi vă mulțumim. Vă mulțumim mult. Nu știu, Ruslan, dacă mai poate tu de spus ceva pentru, nu știu, organizatorii sau ce, atunci îți transmitem ție cuvântul. Mulțumim pentru această posibilitate de a ne împărtăși, de a ne spune ce pe suflet. Să agazați aveți și cum reușiți lor. Da, mulțumim. Nicolae, Cătălina, mai sunt ceva întrebări la care vreți să spuneți? Câți angajați aveți și cum reușiți lor să le transmiteți viziunea și valorile? În jur de 300 de angajați avem, în România vreo 25-30, așa. Cum? Așa, încet. Într-o prin exemplu. Și prin exemplu, și prin discuții, și prin... Da, nu spunem că noi suntem perfect sau dulcinela e perfectă sau nu avem unde lucra sau... Adică acum mult mai multe lucruri conștientizăm, am conștientizat și ca să trebuiască să le... Depinde cum o să deruleze situația și cum o să meargă tot procesul ăsta de criză în care noi suntem. Așa, și după aceea o să tragem concluzii și o să... Și încercați să primiți plăcere de la carantină. Da, da. Așa. Da, cam asta.